Hello, dragilor, și bine ați venit la Daily Vlog, ziua 4. După cum bine v-am spus și ieri, noi astăzi mergem într-un loc drag mie, la grădina zoologică, Chester Zoo se numește aici, la unde mergem noi. Eu am mai fost înainte de vreo 2 ori, dacă nu mă înșel, dar înainte acum, cred că vreo, nu eram însărcinată o catalea, vreo 3-4 ani, dacă nu mă înșel. Este un loc foarte, foarte mare și cu animale diverse. Sper că nu au mai schimbat nimic. Țin minte că mie mi-a plăcut foarte, foarte mult și chiar aici să vezi, nu ca la safari. V-am mai zis eu, dacă mi-ați urmărit vlogul de când am fost la safari, nu mi-a plăcut de nicio culoare. Mi s-au părut animalele așa de leșinate și de fără viață. Bine că până într-un final sunt captive acolo, sunt, dar ăsta e singurul mod prin care noi am putea să le vedem și să fim și safe, bineînțeles. Da, mami, nu am filmat de dimineață deoarece din nou ne-am trezit târziu. Bine, eu m-am trezit la 8:30, dar fetițele s-au trezit pe la 9:20. Am pregătit micul dejun, am mâncat repede, le-am dat și lor repede să mănânce. Catalea nu prea vrut să mănânce cine știe ce. Am mâncat decât o felie de pâine prăjită cu cremă din aceea de brânză. Apoi ne-am îmbrăcat, am făcut un pic bagajul, sandvișurile le-am făcut de aseară. Da, mami, imediat. Și de când le-am pus la rece în gentuța aceea specială de ținut la rece. Și cam atât, adică ceasul este 11. Eu zic că ne-am mișcat destul de bine într-o oră jumate, cam așa 2. Ce, mami? Clămiță, mami? Da, mami. Hai că ți-o punem, mami, apoi în păr. Și da, acum aștept să cumpere soțul ceva pentru mașină. Nu știu, ai că a rămas fără ceva, nu mai țin minte. Și suntem în parcare și am zis că este un moment bun să vă salut și pe voi. Gata. Ok, că deja vorbesc de 2 minute. Monkey, you are. Bonaise.
Uite, mami, e baby one. Uite ce mic e. Ia uite pe ăla cum stă acolo. Daddy, look, daddy, daddy, look. There's two monkeys. Yeah, daddy. Fun, they have fun. Huh? Wait, daddy, wait, wait. Baba. Baby, wait, Baba. Yes. Welcome, baby. It's a bit like you guys, Joseph, when you ask for a piggyback. Okay.
Uite, măi, căpițele! Ceasul este 6:30, abia ce am ajuns și noi acasă.
Suntem foarte, foarte obosiți. Oricum, am făcut cea mai mare prostie din viața mea, că nu am luat căruțul dublu. De fapt, eu am zis să-l luăm. Ieri am uitat, pur și simplu, pentru că noi l-avem băgat în pod. Am uitat să-l scoatem din pod. Ne-am adus aminte undeva la, nu știu, 1 când am venit la somn. Dar era prea târziu atunci, deoarece fetițele dormeau. Ar fi trebuit să luăm scara de jos, de afară, să ne urcăm în pod și făceam mult, prea multă gălăgie și trezeam fetițele. Și dimineața a zis soțul, lasă, nu-l mai luăm, pentru că oricum Catalea nu o să vrea să stea. Și Catalea, de fapt, nu a vrut să meargă deloc pe jos. S-a speriat de toate animalele de pe acolo. Bine, la început eu cred că ea a avut impresia că o să mergem la locul de joacă, cu toate că eu i-am spus ei că mergem la grădina zoologică să vedem animale, i-am zis că o să vedem elefanți, lei, girafe, etc. Dar eu cred că ea a trăit cu impresia că o să mergem la locul de joacă unde am fost luni, adică la ferma de înghețată. Și când am ajuns acolo la zoo, a fost foarte, foarte dezamăgită. A început să plângă și a zis că ea vrea la playground, că nu vrea să vadă animale și tot așa. Și mai tot timpul a stat în brațele soțului, ba în brațele mele, ba apoi am mai luat-o pe Alana și am pus-o pe ea în căruț, deci numai așa a fost. Am mers și ea un pic pe jos, dar foarte, foarte puțin. Mă așteptam să fie, sincer vă spun, mă așteptam să fie mult mai încântată, dar nu știu, nu a fost. Bine, a fost și ciufuțica astăzi, nu știu ce s-a întâmplat cu ea, n-a fost tocmai în apele ei și acum se enervează pe jos pentru că am fost până la pound. Pentru că din nou dimineață și-a adus aminte de mașinuțele pe care și le-a pierdut ieri și am zis soțului, ok, după ce terminăm la Zoho, mergem într-un pound ca să-i cumpăr alte mașini, să nu mai mi-amintească de mașini și să o calmez. Iar acum, nu știu, se enervează cu mașinile pe jos, nu știu ce, nu știu exact ce se întâmplă. Și da, per total, am fost un pic dezamăgită pentru că la lei, un leu s-a îmbolnăvit și este la veterinar și este decât un leu. Nu prea am putut să-l vedem pentru că dormea și dormea undeva în spate, adică îl vedeai că doarme, dar nu puteai să-i vezi fața. Soțul a fost un pic dezamăgit, el a zis că mai frumos a fost acum câțiva ani, acum nu i-a plăcut deloc, dar eu am fost ok, adică mi-a plăcut. Unde nu am mai fost de data aceasta și nu că nu am mai fost, nu am mai vrut să mai mergem la lilieci. Miroase, ții minte când am fost ultima dată? Doamne, mirosea extrem de urât și zbura așa peste tine, te speriai de data aceasta, nu, mai ales suntem și cu copilașii, nu vreau să fac vreo criză pe acolo că se sperie de lilieci. Da, nu știu, v-am zis, mie mi-a plăcut și mi-a părut rău că n-am văzut leul, de fapt eu l-am mai văzut, că nu l-a văzut Catalea, că era foarte, foarte încântată, nici jaguarul nu l-am văzut, erau pe acolo, erau ascunși, bine. A fost și cald afară, probabil se ascundeau și ele de soare. Deci, după cum am zis, am fost la pound, am luat câteva lucruri, am să vi le arăt și vouă repede, repede. În primul rând am luat așa un bol. Eu nu am văzut la poundul la care mă duc eu în Warrington. Eu am două așa transparente, doar că ale mele s-au cam urâte, bine, cei drept le-am și de ceva timp. Mie îmi place să le folosesc când mixez. Bine, cred că, da, de mixat este, acum am văzut. Mie îmi plac foarte, foarte mult aceste boluri. Nu știu de ce n-am luat două și am luat decât unul. Dar, în fine, am luat din nou baterii pentru jucăriile fetițelor, din acestea mari și din acestea mici. Două pachete mari și două mici. Eu mi-am găsit o pijama. Mărimea, ce mărime este? 12-14. Așa arată tricoul. Și pantalonașii sunt așa cu buline. Așa. Și a fost la ofertă, vă spun sincer, de la... Cât era asta, să văd aici. Eu am dat 5 lire pe ea. A fost 10 lire și am dat 5 lire pe ea.
La noi, la Pepco, vă spun sincer, la noi, aici unde mă duc eu, nu prea vezi oferte din acestea, adică rare ori găsești oferte. Catalea și-a luat un Happy Hippo, îi plac tare, tare mult. Încerc să nu prea îi dau de multe ori, pentru că acestea nu sunt ca și ciocolata, să-i rup un pic. Tot Catalea și-a luat niște din acestea, mâncam înainte de mult, erau bune, așa, și-am mai luat niște gume, pentru că noi mâncăm foarte multă gumă în mașină. Și am rămas fără. Adevărul e că ieri am cumpărat una, dar soțului nu-i place aceea, așa că pe aceea o să-mi iau eu la muncă. El le preferă pe acestea cu fructe. I-am luat una așa cu blueberries, una cu mere și una cu melon meat. Așa, și v-am mai zis eu că... Da, atât de la... A, și mașinuțele Catalei. A, și două doze pe care le-am băut, bineînțeles, o doză de suc pentru mine și o doză de energizant pentru soț. V-am zis eu în clipurile trecute că am multe colete de venit. De fapt, am rămas fără foarte multe lucruri acum în ultima perioadă. Și am rămas fără fondul de ten preferat. Bine, vă spun sincer, îl aveam de... În octombrie sau noiembrie, făcea 2 ani de când îl aveam. Bun, fondul meu preferat, dacă mă urmăriți, știți foarte bine că este acesta Double Wear de la Estee Lauder. Nuanța mea este 2N1 Desert Beige. Și așa arată. Iar de data are și SPF 10. Iar de data aceasta mi-am luat și pompiță. Eu le-am luat de pe Boots pentru că cei drept aștept de săptămâna trecută după ele. Au venit foarte greu. Dar pe Look Fantastic, fondul de ten fără pompiță era 33 de lire. Iar eu pe Boots am dat 28 pe fond de ten și 5 lire pe pompiță. Și, nu știu, mi-a făcut acolo un discount ceva și în total pe fondul de ten și pe pompiță am dat 27 de lire, adică o super afacere. Așa arată și pompița, fondul de ten vine fără pompiță, eu pe care l-am avut înainte nu l-aveam cu pompiță și e mult mai ușor să faci așa, pac, pac și gata, ia să-l și pun. Nu mai verific nuanța pentru că știu că este... nuanța bună. Gata, super. Am rezolvat. De aceea nici nu am mai machiat zilele astea. Aveam un plan să mă machiez, dar dacă nu n-am avut fond de ten, nu. Adică bine, am fonduri de ten începute, mai am vreo 3 jos, dar nu mă machiez niciodată fără acest fond de ten, adică îl combin cu toate fondurile de ten, dar fără el niciodată nu stau. Bun, mă duc acum jos să fac repede să mâncăm. Cred că o să fac niște paste, ceva cu creveți, o să-l întrebi pe soț ce vrea. Trebuie să fac ceva rapid, pentru că fetițele trebuie făcute duș și la somn amândouă. V-am zis că Catalea nu prea ne-am înțeles deloc astăzi toată ziua. Și Alana a dormit foarte puțin în mașină. Deci de azi de dimineață. Nu știu ce e cu ea, de nu mai vrea să mai doarmă în căruț. M-am chinuit o grămadă de timp ca să doarmă. Am legănat-o, am lăsat-o pe spate. Într-un timp era așa să închidă ochii, dar nu mai știu. Am urcat pe niște... Cred că la maimuțe am urcat. Nu mai țin minte. Și erau lemne, 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 puse așa lemne în continuu și când mergeai, așa făcea căruțul, trepida, dacă zic bine, și atunci s-a trezit și n-a mai vrut să mai doarmă de atunci.